Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Fii în formă. Pentru azi o să vă prezint un antrenament de tip HIIT. Ce înseamnă acest antrenament? Acest antrenament durează 30-40 de minute și presupune efectuarea mai multor exerciții care ne lucrează întregul corp. Este un antrenament de tip cardio, dar pe lângă faptul că o să ardem foarte multe calorii, ne ajută și la definirea masei musculare. Chiar dacă veți spune că 30 sau 40 de minute este puțin pentru un antrenament, vă garantez că după 50 minute din acest antrenament o să vă simțiți obosiți și o să simțiți cum tot corpul dumneavoastră lucrează. Recomand acest antrenament celor care sunt în criză de timp, deoarece în 30-40 de minute poți să arzi la fel de multe calorii ca într-o oră, o oră jumate de alt antrenament, o oră de alergat care este foarte plictisitoare. Bun, haideți să ne apucăm de treabă. Niciodată nu ratăm încălzirea. Să începem. Ești gata? Da. Așa și invers. Brațele în față. Și în spate. Bun, rotir de trunchi. Schimbăm. Bun. Ne apucăm de treabă. O să executăm genuflexiuni cu greutatea jos și brațele sus. Așa. Spatele drept. Inspir, expir. Tu continui. Acest antrenament de tip HIIT nu are pauze sau dacă are 10-15 secunde maxim, de aceea durează atât de puțin, 30-40 de minute. Este un antrenament intens. Bun. Și acum, ce aici? Așa, o să executăm biceps, umeri și triceps. Biceps, sus umeri, triceps, sus, jos. Biceps, umeri, triceps, sus, jos. Foarte bine. Să executăm niște sărituri care sunt foarte bune exerciții cardio. Începem cu ambele picioare, după care o să schimbăm alternativ. După care, când zic eu, schimbăm. Bun? Începi. Facem 10 sărituri cu ambele picioare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și schimbăm alternativ. Așa. Și schimbăm cu ambele. Respiră. Bun, și schimbăm alternativ. Yeah.
următorul exercițiu, jos ne sprijinim în palme, fundul jos și tragi alternativ genunchiul la cot. Ne lucrează talia, iar când zic eu, o să schimbăm în săritură stângul dreptul în față. Bun, haide! Așa, și începem. Genunchi, cot. Așa, abdomenul încordat. Bravo! Și schimbăm săritură. Și tu continui. Genunchi, cot. Așa, abdomenul încordat. Bravo! Foarte bine. Și schimbăm săritură. Schimbăm. Trei serii din fiecare. Schimbă săritura. Bravo, sus. Următorul exercițiu o să executăm fandări combinate cu biceps. Un picior în față și sus brațele. Alternativ stângul dreptul. Bun, haide, începem. Așa. Brațele pe lângă corp, încorți bicepsul. Bun, ne oprim, un picior în față. Așa, și facem fandări scurte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și schimbăm piciorul. Fandările sunt foarte bune pentru fese și întreg piciorul. Bun, și continui alternativ. Biceps, triceps și fandare. Elevă bună azi. Antrenată. Așa, piciorul în față, brațul jos. Așa. 5, 4, 3, 2, 1. Și schimbăm. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Respiră. Bun. O să executăm acum 3 exerciții, spate, triceps și umeri, combinat, 3 serii din fiecare. Începem cu spatele. Brațul jos, așa, și sus, tragi brațul pe lângă corp. Așa. Brațul trebuie să-ți margă pe lângă corp și spatele încordat. Așa. Bravo! Așa, continuă. Bravo! Trecem la următorul exercițiu. Coatele sus și sus. Ridici pentru triceps. Așa, bravo! Așa, partea asta de triceps lucrează. Fără pauze aceste exerciții. Bun, te ridici un strop mai sus. Și de aici o să executăm exercițiile pentru umeri. Coatele sus, la 90 de grade. Așa. Fluturări, bravo. Așa. Bravo, haide.
să executăm exerciții pentru talie și pentru fese combinat. Mâna sus și tragi. Te apleci ca să-ți lucreze talia. O să executăm 15 repetări pe parte și pe alta și o să combinăm cu fesele. Aici, piciorul sus. Bun. Te poftesc. Mâna sus, așa, și trage. Așa. Te apleci un pic mai tare. Așa, lucrează foarte bine partea aceasta de talie. Repetări. Bun. Și acum o să încep la fese. Brațele aici și piciorul sus. Fesele încordate. Repetări și acum 5 scurte aici. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Și schimbăm piciorul. 15 repetări. Așa, și 5 scurte. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Bun, o să trecem la piept și la triceps. Primul exercițiu, o să facem flotări la băncuțe, brațele depărtate și jos. 10 repetări, schimbăm, 10 repetări, triceps. E rândul tău? Hai că poți! Așa, și jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haide, 9 și ultima, 10, bravo, schimbăm, triceps, brațele puțin mai apropiate, așa, perfect, 10, 9, 8, 7, respiră, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Încă o serie. Fără pauză, după cum am spus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nu te lăsa. 2, trage. 1, perfect. Zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, haide, patru, trei, doi, unu, perfect, bravo! O să executăm genuflexiuni combinate cu exerciții pentru umeri. Brațele aici, jos în genu și sus, jos, sus. Bravo! Continua. Fesele încordate. Bun, și acum rămâi aici jos. Ține. 5, 4, 3, 2, 1. Și continuăm. Sus. Sus. Sus, bravo! Și rămânem jos. 5, 4, 3, arde.
arde! 2, 1, bravo! Următoarele 3 exerciții pentru umeri fiecare. Exerciții de izometrie. Coatele sus la 90, ridici doar o mână, unul rămâne jos. Alternativ, așa. Bravo, continuă. Partea de umăr trebuie să ardă. Foarte bine. Și schimbăm. Sus brațele, ambele. Unul jos, unul rămâne sus. Puțin mai greu ca și primul. Ard, ard umerii. Hai, ține, sus. Hai că poți. Trage, trage. Ai, ai. Încă două. 1, 2. Bravo. Tot pentru umeri. Brațele în față. Unul sus. Tot timpul. Haide. Trei serii din fiecare. Hai, 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 hai. Nu te lăsa. Știu că poți. Hai, hai, hai. Sus. Ține. 3, 2, 1. Bun. Ce-ți cardio? Săritură. Spate, față, sus, jos, spate, față, sus. Haide. Hai mai în față. Spate, față, sus. Spate, față, sus. Spate, față, sus. Respira. Nu te opri. Haide. 4. 3. 2. 1. Bravo. Încă un exercițiu cardio pentru picioare. Genul din săritură. Sus, jos. Sus, jos. Sus, jos. Când îți zic eu, o să rămânem aici jos în genul. Pregătită? Haide. Sus, jos. Bravo. 4, 3, 2 și rămâi jos. Ține. 5, 4, 3, 2, 1. Continuă. Bravo. Și rămâi jos. 4, 3, 2, 1. Perfect. O să executăm 3 exerciții cu mingea pentru fese. Ții bine mingea între picioare și sus, fesele încordate. Lasă, mai jos. Lasă mai jos, acolo. 15 repetări, 3 serii, pauze 5 secunde între ele. Sus. Așa. Toată partea asta ni se încoardă. Bravo. Bun. Următorul exercițiu, tot așa la fel, exerciții combinate, geno, biceps și umăr. O să începem. Geno, biceps, sus, umăr. Sus, așa. Lucrăm picioarele, fesele, bicepsul când ridicăm și umărul sus.
Așa, și schimbăm brațul. La fel, jos, genou, biceps, sus, umăr. Perfect. Bravo. Mai complex exercițiu pentru picioare, genoflexiunile, care nu trebuie să lipsească din niciun antrenament. O să încep cu prima greutate de 8, picioarele depărtate, la fel și vârfurile, jos, spatele drept, bun, pesele încordate, să faci 10 repetări, trecem la următorul, vârfurile drepte, ușor depărtate, picioarele, 10 repetări, și ultima, picioarele apropiate. Bun, 3 serii din fiecare, fără pauză. 10, da? Da. Genunchi un pic mai în spate. Așa, unul scos, așa, perfect. Perfect, bravo. Picioarele ușor depărtate, așa, vârfurile drepte și jos. Așa, bravo. 10 repetări. Și trece aici, picioarele apropiate. Bravo! Bun. O să urcăm ușor pe bancă, alternativ, schimb piciorul, odată stângul, odată dreptul, după care o să rămâi cu dreptul sus și o să faci doar pe piciorul drept. 10 repetări, schimbăm și 10 pe stângul. Începem alternativ, stângul dreptul. Jos, stângul. Așa, dreptul. Bravo, stângul. Dreptul. Stângul. Dreptul. Bun. Dreptul sus și rămâi acolo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bravo, 4, 3, 2, 1, excelent, și cu stângul. 10, 9, 8, bravo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, excelent. Bun, și antrenamentul se încheie, bineînțeles, cu o sesiune de abdomene. Jos, brațele la ceafă și ne ridicăm ușor, abdomenul încordat. Așa. O să executăm 20 de repetări, abdomenul încordat, maxim, bravo, haide, sus, respira, excelent, executăm abdomenele fără pauză. Bun. Punem un picior pe genunche și ne ridicăm cu cotul opus. Sus. Și rotim.
exercițiu brațele sub fund. Și o să executăm ridicări de picioare. Sus și jos. Așa. Să rămânem cu picioarele sus și doar cu un picior coborâm, unul rămâne sus. Așa, bravo! Abdomenul încordat, bravo! Trecem la următorul exercițiu, o să ne ridicăm braț picior opus. Haide, sus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și schimbăm. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Pentru partea laterală, o să lăsăm genunchii într-o parte, picioarele, mâna la ceafă și ne ridicăm ușor. Încors partea asta laterală. Încă două. Bun. Și schimbăm partea. Haide. Următorul exercițiu. Picioarele sus și ne ridicăm cu brațele după picior. Mâinile sub fund. Întindem picioarele și aducem genunchii la piept. Și întinzi și tragi. Ready? Come on! Sus! Și... Hai. 3, 2, 1. Bravo. Cum e, Cristina? Arde. Uite cum arde. Sus, haide! Asta-i! Și mă ții de palmă acum, ține-mă! 5, 4, 3, 2, 1! Bravo! Bun, după cum ați văzut, acesta a fost antrenamentul HIIT, un antrenament intens, scurt, dar foarte eficient. Dacă dorești să te tonifiezi, să ai o formă de invidiat, te aștept să vii la sală să ne antrenăm împreună!